În urmă cu câțiva ani de zile, ce vă spun, din păcate este un caz real. Ne-am dorit să fie doar o fabulă, ne-am dorit să fie doar o ilustrație, însă din păcate este și a fost o realitate. În cadrul unui serviciu de botez a intrat un frate, mă rog, în haine albe, a ajuns acolo în baptisteriu și pastorul a întrebat: tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Și a zis, da. Și a pus o a doua întrebare: tu crezi că Iisus Hristos ți-a iertat toate păcatele tale? Și a zis omul, mă, acum să fiu sincer, așa și așa. Așa și așa. Nu vreau să vă spun ce fețe au făcut săracul păstor când a auzit un astfel de răspuns. Acum aveți grijă să-mi dați emoții și nouă astăzi. Da. De ce se întâmplă lucrurile acestea? De ce avem parte de astfel de surprize neplăcute? Pentru că, dragii mei, prea mult și prea des, ca biserici am ajuns să cădem într-o capcană. Și anume, ne dorim evenimente cu orice preț. Ne dorim candidați la botez cu orice preț. Vrem să avem cât mai mulți candidați la botez. Vrem să avem cât mai des astfel de evenimente. Însă, știți care este riscul? Riscul este să abdicăm de la principiile cuvântului lui Dumnezeu și de dragul numărului, de dragul evenimentului, să lăsăm deoparte criteriile care stau la baza unui astfel de eveniment. O vină mare, vreau să vă spun, de multe ori o au și părinții și o spun cu toată responsabilitatea. De atât de multe ori văd părinți care își împing realmente copiii să vină la botez. Au 15 ani, n-au nicio treabă cu Dumnezeu, dar îi vor să se boteze. Și știți ce fac părinții? Într-un fel, pentru că ei nu vor ca pruncii lor să respingă pe Hristos, știți ce vor să facă? Le prezintă, de fapt, o evanghelie incompletă. Le prezintă un Hristos incomplet. Le prezintă un cuvânt tăiat din esența lui. Dragul mami, draga mami, botează-te acum. Nu-i bai că tu încă rupi internetul cu pornografie toată noaptea, dar du-te și te botează, mamă. Hai să-ți luăm haine albe de botez. Uite, dacă te botezi, îți cumpăr telefon ultimul răgnet. Eu am auzit chestia asta. Noi ne iubim copiii. Și vă spun că sunt tata trei copii și îmi doresc ca la vremea potrivită copiii mei să-L mărturisească pe Hristos în apa botezului. Dar vreau să vă spun că nu o să pun niciodată presiune asupra lor să se pocăiască, să se boteze, fără să-L cunoască în întregime pe Hristos. De o grămadă de ori și noi ca păstori, probabil cădem în cursa asta și vrem să avem cât mai mulți candidați la botez și nu mai este nicio selecție. Nu mai este niciun criteriu de selecție. Nu ne interesează trăirea lor, nu ne interesează mărturia lor, îi botezăm și dacă încă sunt plini de vicii, îi botezăm și dacă încă înjură, îi botezăm și dacă încă beau, îi botezăm și dacă încă merg în cluburi, că sună bine. Dragilor, ce vreau să vă spun în această dimineață e că noi, ca biserică, și ne-am asumat principiul acesta la Geneza, chiar dacă asta ne va duce într-o zonă unde s-ar putea să fim priviți într-un fel sau altul de către unii sau alții, noi nu putem, la Biserica Geneza, vă spun și în dreptul cuvântului lui Dumnezeu, noi nu putem separa botezul de ucenicie. Marea dramă a anilor pe care noi trăim în creștinismul de astăzi este că botezul a fost separat de ucenicie, ceva ce în cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi separat. În Evanghelia după Matei, capitolul 28, Hristos a spus cât se poate declar: duceți-vă și ce? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dar atenție, nu se oprește aici. Că după ce îi botezăm, îi lăsăm în pace. Și nu mai întrebăm și 20 de ani, oamenii ăștia nu mai au o dare de socoteală de viața lor. S-au botezat, a fost un eveniment și au pus poză pe Facebook și gata. Spune cuvântul lui Dumnezeu: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Pentru că atunci, dragii mei, și în dreptul acestor oameni se aplică promisiunea aceasta care ce spune: și iată că eu sunt cu voi. Când?
În toate zilele, până la sfârșitul veacului. Dar cu cine este Dumnezeu în toate zilele până la sfârșitul veacului? Cu cei care devin ucenicii Lui. Botezul nu poate fi separat de ucenicie. De aceea, dragii mei, ca și biserică, ținem foarte mult la grupele de casă. De aceea ținem foarte mult ca orice membru din biserica noastră și orice om care se botează aici să fie integrat într-un grup de casă. Pentru că în acel grup de casă, el trebuie să crească spiritual, trebuie să veghem asupra lui. Trebuie ca după un an de zile într-un grup de casă să vedem cât a crescut. Trebuie să aibă cui să dea socoteală de viața lui. Pentru că lucrul acesta, dragii mei, este un act de sănătate spirituală. Oricât de neplăcut ar fi pentru cei mai mulți oameni de astăzi ideea de a fi integrați într-un loc în care trebuie să dea și socoteală de viața lor, dragii mei, Biblia e Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, și-o spun și-am spus-o la o întâlnire cu departamentele de casă, succesul unei biserici nu se măsoară în cât de mulți oameni adună. Succesul unei biserici se măsoară în cât de mulți oameni poate să trimită biserica aceea. Bun, ne adunăm atâția oameni aici, câți putem să-i trimitem sâmbătă să meargă la o familie săracă, să dea cu trafaletul pe un perete? Pe câți îi putem trimite la o familie de oameni flămânzi să facă ceva? Pe câți îi putem trimite să facă ceva pentru Dumnezeu? Pentru că, dragii mei, botezul nu poate fi separat de ucenicie. Și Domnul Iisus Hristos aici, în Evanghelia după Marcu, face un apel la ucenicie. Pentru că, frați și surori, botezul fără de ucenicie nu este decât un ritual lipsit de valoare. Știu că ce spun acum poate părea dur, dar este adevărat. Botezul fără de ucenicie, dragii mei, este un legământ asumat de noi, dar neasumat de Dumnezeu. Am făcut legământ cu Domnul, aud expresia asta. Întrebarea mea este, Dumnezeu a făcut legământ cu tine? Botezul fără de ucenicie, dragii mei, este un eveniment care rămâne în memoria noastră, dar nu și în memoria lui Dumnezeu. De-aia trebuie să înțelegem că Dumnezeu vă cheamă, dragii mei, și ne cheamă pe toți deci. Cu 20 de ani de pocăință, cu 50 de ani de la botez, Dumnezeu ne cheamă la ucenicie. Și vreau să spun câteva principii simple și scurte și succinte legate de ucenicie. Dragii mei, chemarea lui Iisus Hristos la ucenicie este una universală. Hristos nu exclude pe nimeni. Spune cuvântul lui Dumnezeu că aici în Marcu capitol 8 Iisus vorbește la un moment dat într-un cerc mai restrâns cu ucenicii lui, cu cei 12. Însă când face afirmația asta, chemarea la ucenicie, Iisus Hristos spune Biblia că apoi versetul 34 a chemat la el norodul împreună cu ucenicii. Pentru că ceea ce vrea Iisus să afirme este pentru valabil pentru toată lumea. Nu doar pentru grupul restrâns al celor 12. Iisus Hristos, dragii mei, nu exclude pe nimeni. Noi suntem cei care ne excludem de la chemarea la ucenicie. Iisus Hristos, dragii mei, nu exclude pe nimeni. Noi de o grămadă de ori excludem pe alții. Dar Hristos nu ne exclude pe nimeni de la chemarea aceasta la ucenicie. Mă duceți aminte, în Ioan spune la un moment dat, învățătorule, vine la Iisus foarte mândru. Noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit. Și o să Iisus, dar de ce l-ați oprit? Cum adică? Pentru că nu venea după noi. Și dacă nu ești ca noi, nu ești bun. Dacă nu te măsori după rigla noastră bisericească, tu nu ești bun. Și de o grămadă de ori, dragii mei, nu excludem pe alții pentru că nu sunt ca și noi. Uniformism. Excludem pe alții prin încredințările noastre. De câte ori am auzit chestii de genul ăsta, frate, uite, aici, asta e încredințarea noastră. Reguli nebiblice, care nu au nimic de a face cu spiritul Evangheliei, dar le-am pus noi șablonul acolo și trebuie să intre toți prin pătrățica noastră. Putem să excludem pe alții, dragii mei, prin mărturia noastră. Știți cum putem noi să facem antireclamă Evangheliei și lui Hristos? Fiind într-un loc de muncă și tocmai să te vadă oamenii că tu mergi la biserică și să te vadă la lucru cum te comporți. Poți să faci o antireclamă Evangheliei și Împărăției lui Dumnezeu. Așa îi putem exclude pe alții prin mărturia noastră. Prin legalismul nostru, prin rigorile noastre, prin încredințările noastre. De atât de multe ori ducem în biserică lupte vestimentare, ducem o grămadă de lupte personale ale încredințărilor noastre și ca biserici nu mai ducem luptele lui Dumnezeu. Prin felul în care îl prezentăm pe Hristos, putem să excludem pe alții. De prea multe ori prezentăm un Hristos nebiblic, dur, judecător, care dă sentințe toată ziua. Dragii mei, Iisus Hristos ne cheamă pe toți.
Iisus Hristos cheamă oamenii la ucenicie și chemarea asta este una universală. Mai mult de atât, chemarea lui Iisus Hristos, dragii mei, este voluntară. Este universală, chemarea lui Hristos este voluntară. În versetul 34 spune, dacă voiește cineva, nu-i obliga nimeni. Nimeni nu este obligat să-L urmeze pe Hristos. Nu există pocăință cu arcanul. Nimeni nu te poate obliga să-L urmezi pe Hristos. Dar, dragii mei, Hristos ne spune, dacă vrei, se poate. Nicolae Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, folosește o expresie care pe mine unul m-a impresionat. Când citează versetul din Apocalipsa, capitolul 3 cu 20, iată, eu stau unde? La ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, și ce face? Și deschide ușa. Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și ce spune Nicolae Steinhardt? Hristos este imaginea, este arhetipul cavalerului, a gentlemanului. Hristos nu forțează pe nimeni. Hristos nu bruschează. Hristos, dragii mei, nu ne forțează ușa inimii să o deschidem. Hristos stă și bate. Tu îl înveți sau nu? Pentru că această chemare la ucenicie, la pocăință, la mântuire, dragii mei, este voluntară. Nu același lucru poate fi valabil despre cel rău. Știți bine că ăsta, după ce a plecat, mai aduce încă 7 și intră fără să zică, îmi dați voie. Am citit o chestie din istorie care a trebuit probabil să ne dea de gândit și în vremea noastră, pentru cei care încă mai cred că țara în care te naști te încreștinează. Etosul are valoare mântuitoare. În anul 988, prințul Vladimir al Rusiei Chievene vrea să se căsătorească cu o tânără prințesă bizantină de la Constantinopol pe nume Ana. Și o zis cei din Constantinopol, o zis, bă, noi nu ți-o dăm pe Ana dacă nu te botezi. Și s-a gândit prințul Vladimir, ăștia erau păgâni, aveam ce-o treabă cu Dumnezeu. O zis, bă, pentru că ne trebuie o alianță puternică cu Imperiul Bizantin, gata, o facem și pe asta. Și ce-a făcut? O chemat niște preoți de la Constantinopol, i-a dus în Kiev, unde era zona Rusiei pe vremea aceea, Rusia Kieviană, știți în istorie, s-a aruncat tot, s-a băgat în râul Nipru și a zis, la apel comanda, toată lumea botezați. Și împreună cu prințul Vladimir s-a botezat tot neamul rus. 988, încreștinarea rușilor. Oameni buni, sună frumos. Sună minunat, nu-i așa? Dar este atât de nebiblic. Acolo nu mai zis, bă, dacă vrei să te pocăiești sau nu. Treci și te botează. Eu vă întreb. Un astfel de eveniment, un astfel de botez, are valoare în ochii lui Dumnezeu? Constrâns, forțat, în care să nu existe naștere din nou, în care să nu existe mărturia unui cuget curat, cum spune Petru? Să ne ferească Dumnezeu de astfel de abordări. Cu ani de zile în urmă am participat, cu ani de zile specific, că e mult, că între timp m-am mai luminat și la minte. Am participat la o nuntă la frații romi, dar m-au chemat să predic Evanghelia. Mă, și în timp ce predicam, băi, plângeam mirele. Credeți-mă, când venea să fac chemare acolo, bă, dar și când am văzut că plânge mirele și mai plângeau câțiva pe acolo, eu mai tare, dă-i și predică și predică. S-a terminat programul, slujba, eu fericit, mâncam acolo ceva prăjitură, mi-o dat și mie, pe vremea aveam voie, și zic către un frate de acolo, bă, zic, da, bă, zic, mirele ăsta e foarte pocăit, nu? Da, da, zice, e pocăit. Dar zice, de ce? Bă, zic, da, uite, tu că o plâns tot cât am predicat. Da, mă, frate, zice, o plâns că o trebuie să se însoare forțat, că eu nu vrut. Ce, mă, va? Am zis, Doamne, cât trăiesc, de acum încolo fac detectorul de minciuni, mărturia de credință, îi trec prin toate filtrele. Eu am fost doar invitat să predic, dar vă spun sincer, păi am dat seama de ce plângea omul ăla de fapt. Oameni buni, astfel de evenimente, fără de consimțământul nostru, nu trebuie să aibă loc. Dumnezeu respectă liberul arbitru. Nimeni, ascultați-mă, nu trebuie forțat, manipulat să se boteze. Trebuie să te convingi de unul singur dacă pasul ăsta vrei să-l faci prin credință sau nu. Însă, dragii mei, această ucenicie este condiționată, este universală pentru toată lumea, este voluntară, dar este și condiționată.
Și sunt trei condiții pe care Dumnezeu le prezintă aici. Prima condiție, dragii mei, este să se lepede de sine însuși. Dacă vrei să faci pasul acesta, dacă vrei să fii ucenicul lui Iisus Hristos, trebuie să te lepezi de tine însuți. În originalul grecesc, sensul acestei expresii înseamnă să nu mai aibă nimic de a face sau legătură cu ceva. Înseamnă o rupere totală față de omul care a fost. În Coloseni capitolul 3 cu versetele 9 la 10 spune: nu vă mințiți unii pe alții, întrucât ce ați făcut? V-ați dezbrăcat de omul cel vechi după faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Există o rupere între cine ai fost și între cine ești. Pentru că, dragii mei, chemarea la ucenicie, la mântuire, este condiționată. Și prima condiție pe care Hristos o spune: ești liber să mă urmezi, dar dacă vrei să mă urmezi, trebuie să te lepezi de tine însuți. Trebuie să pui capăt vieții tale trecute. Watchman Nee spunea la un moment dat așa de frumos că lepădarea de sine implică înlăturarea eu-ului în căutarea voii lui Dumnezeu. În toate lucrurile cel credincios să nu-și urmeze propria lui voință. Înseamnă să te lepezi de tine însuți. Mai mult de atât, a doua condiție pe care o pune Hristos aici, să-și ia crucea. A doua condiție pe care Hristos, dragii mei, o pune în locul acesta este ca omul care îl urmează pe Hristos să-și ia crucea. Ce înseamnă să-ți iei crucea? Pentru că foarte mulți au înțeles, dragii mei, că a-ți lua crucea înseamnă să porți un anumit obiect religios la gât sau să-l pui la oglindă, să umpli tot parbrizul dacă se poate. Oameni buni, ce înseamnă în cuvintele Domnului Iisus Hristos să-ți iei crucea? A-ți lua crucea, dragii mei, înseamnă să te identifici cu Hristos în respingerea Lui, în suferința Lui și în moartea Lui. În momentul în care ți-l asumi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața Lui, în viața ta, înseamnă că în momentul în care tu L-ai primit pe Hristos în viața ta, tu trebuie să-ți asumi, să fii privit de către oameni, să fii privit de către colegi, să fii privit de către familie, la fel cum a fost privit Hristos. Să fii tratat de către lume la fel cum a fost tratat Hristos. Știți cum a fost tratat Hristos? L-au pus pe cruce. Ce înseamnă să-ți iei crucea? Să te identifici cu Hristos. Nu doar în lucrurile frumoase, plăcute, ci să te identifici cu Hristos în suferință și în respingere. Vă mai place un astfel de Hristos? Mai vrem să-L urmăm? Un Hristos din cauza mărturiei căruia tu începi să fii respins de către oameni, marginalizat, barjocorit, ulit, ironizat, părăsit. Citit undeva că în urmă cu câțiva ani de zile, în Vancouver, unul dintre cele mai prospere orașe din lume, s-a organizat săptămâna mândriei minorităților sexuale. Pride Fest. Ce-i mândrie în asta, chiar n-am înțeles. În rușine să spui că e o mândrie. Și știți ce au făcut? Toate autobuzele și mijloacele de transport în comun din Vancouver le-au vopsit în culorile LGBTQ plus and minus X. Trebuie să faceți deja ecuație. Și nu mă pricep la matematică. Da. Și un om dimineață a venit, Jesse Rue este numele lui, un șofer de autobuz, ascultați, pocăit, born again, ăsta born again. Cu adevărat, născut din nou. S-a dus la stație acolo, la depou și și-a văzut autobuzul. Zbă, ce-i cu el? Suntem mândri să susținem comunitatea LGBTQ și dita mai curcubeu, că ni l-au furat ăștia. Chiar al nostru. Nici măcar nu cer drepturi de autor. A trebuit să-i dăm o judecată la OSIM. Și-a zis, Jesse Rue, eu nu mă urc în autobuzul ăsta. A venit șeful de stație, a zis, cum adică nu te urci? Domnule, zice, eu nu mă pot urca să conduc un astfel de autobuz prin Vancouver pentru că el contrazice flagrant principiile mele. Păi tu ești normal la cap? Urcă-te și condu. Nu conduc. Bă, Jesse, tu te auzi ce vorbește? Păi, te dăm afară. Și-a zis, dăm afară, fă ce vrei, dar eu nu mă urc în autobuzul ăla. A fost demis de la locul de muncă. S-a creat o întreagă tevatoră în jurul lui. Nu mai vorbesc că au venit ăia de la LGBTQ+, nu știu cine, au venit în fața casei, două zile, o scandat, au aruncat acolo cu fel și fel de invective asupra lui, că vedeți, ăsta e homofob. Jesse Rue a spus foarte clar, eu nu voi conduce acel autobuz.
Omul ăsta a fost dat de la locul de muncă, s-a făcut un întreg caz, omul ăsta a fost ostracizat, vecinii lui s-au întors împotriva lui, le-a spus, bă, tu ești homofob, tu ești hate speech, discurs al urii. A spus, nu. Pur și simplu a zis, când e vorba de principiile mele, ele nu se negociază. Principiile mele nu se negociază. Eu l-am ales pe Hristos și mi-am asumat toate consecințele. Vreau să te întreb, dragul meu, când tu te-ai hotărât să-L urmezi pe Hristos, ți-ai asumat toate consecințele? Pentru că s-ar putea să-ți pierzi jobul, s-ar putea să-ți pierzi respectul oamenilor. Ești dispus să-L urmezi pe Hristos? Asta e ucenicia. Să-ți iei cruce înseamnă să te identifici cu Hristos, chiar în suferință. Și spune a treia condiție, ce trebuie să facă? Să mă urmeze. Ucenicia, dragii mei, este condiționată și Hristos spune să mă urmeze. Gândiți-vă la frustrarea pe care o are Petru în capitolul ăsta 8. În versetele 22 la 26 e vindecat un orb. Și după o mare minune, gândiți-vă, după un mare miracol, Iisus Hristos vine și vorbește despre o mare suferință și spune, băieți, eu va trebui să mă duc la Ierusalim. Acolo voi fi prins, voi fi legat și voi fi crucificat. Și dintr-o dată vine Petru și spune, să te ferească Dumnezeu. Cum adică Iisuse? Acum când este nouă bine? Acum când suntem pe val? Acum când ne urmează mii de oameni? Acum când e mai fain? Acum când semne și minuni? Cum adică să mergi la Ierusalim să suferi? Să te ferească Dumnezeu să faci una ca asta? Ce fain e pocăința când lucrurile merg bine? Ce fain e pocăința când banii sunt buzunari? Ce fain e pocăința, nu-i așa, când e sănătatea tun? Când COVID-ul îi fuge de tine? Ce fain e pocăința când te înțelegi bine în familie? Ce fain e momente? Dar vreau să te întreb, îți momente când Hristos spune va trebui să o luăm spre Ierusalim. E fain să fii la cezaria lui Filipi, că acolo are loc evenimentul ăsta. Bă, ce fain e părtăși cu Hristos. Nu ne place nouă la biserică, în prezența Domnului, sărbătoare, bucurie, tăiem torturi, suflăm în lumânări. Bă, dar fain e pocăința. Ce fain e să stai la cezaria lui Filipi. Ce fain e să vezi când Hristos face miracole și minuni. Bă, dar fain e. Dar vine un moment, ascultă-mă ce spun, pentru ucenicii lui Dumnezeu, că Iisus spune, băieți, trebuie să plec în Ierusalim. După, la cruce. Cum adică, Doamne, nu o să mai fie aplauze, nu, o să fie huiduieli. Dar trebuie să mergem la Ierusalim. Știți ce văd acolo? Văd un moment de cotitură în viața multora și vreau să te întreb în această zi, tu până unde vrei să mergi după Iisus? Pentru că sunt o grămadă de oameni, ascultați-mă, să rup bisericile de ei. De oameni care sunt super entuziasmați să se pocăiască, să se boteze, să ridice mâinile pe sus în biserică. Știți până unde? Până când Hristos nu le cere nimic. Până când Hristos nu le spune, ok, hai să plecăm mai departe, hai să mergem la Ierusalim, pentru că ne așteaptă crucea. Tu până unde ești dispus să urmezi pe Hristos? N-avem noi oare Duhul ăsta care a fost și în Petru? Știți cum i-a zis Iisus, nu? Când gândești în felul ăsta, când vrei doar o pocăință căldicică, când vrei doar o pocăință din asta, fine, cool. Nu a zis că astăzi e cool să te botezi. Nu a zis că astăzi e fine să vii la biserică, e o chestie, un act cultural, mi-a zis unul. Un act cultural, mă culturalizez să vin la biserică. Wow! Piatră. Spune Iisus, știi ce ucenicie? Ia-ți crucea că eu mi-o pe mea și hai după mine. Și să urmezi crucea, să-ți iei crucea, să-L urmezi pe Hristos la Ierusalim neușor. Să renunți la avantaje, să renunți la visele tale, la plăcerile tale, la prietenii tăi. Să nu mai fii bătut de oameni, ci să fii împins de ei. Asta presupune uneori ucenicia. Câți mai vor să facă lucrul ăsta? Când Iisus Hristos i-a spus o singură predică în Ioan capitolul 6 cu 66, spune Biblia cu grămadă, a zis, bă, dar cine mai poate să suferești vorbirea asta? E prea de totului. Bă, frate Dorel, tu descurajezi pe oameni să se pocăiască. Serios? Nu descurajezi pe nimeni. Și ce fac?
ca om al lui Dumnezeu, sper și mă lupt să fiu, trebuie să le spun la oameni toată Evanghelia și ce vă așteaptă. Dar vreau să vă spun că această chemare la ucenicie nu doar că e voluntară, că nimeni n-are voie să te oblige, nu doar că e universală, nu doar că e condiționată, dar chemarea asta la ucenicie e binecuvântată. E binecuvântată. O să fiți lipsiți de o grămadă de chestii, dar vă garantez un lucru, dragii mei, candidați la botez și cei care mai vreți să vă botezați. Să nu uitați un lucru. În fiecare zi a vieții voastre, Hristos a promis în Matei capitolul 28:20, pentru ucenicii mei, aia nu-i pentru oricine, dar pentru ucenicii mei, pentru ei care își iau crucea și mă urmează în fiecare zi, pentru ăia care se leapădă de ei înșiși, pentru ăia, eu voi fi cu ei în toate zilele. O să fie zile anxioase din astea cu ploaie. Știi ce-i frumos? Că și dacă o să ai cafea sau nu o să ai cafea, o să doară capul, Hristos e tot acolo. Și dacă o să fii dat de la locul de muncă și chiar dacă o să fii despărțit de respectul oamenilor, Hristos e tot acolo. Apostolul Pavel la un moment dat tot o strigat, vreau să vin la Roma, s-o auto-invitat, mă, vreau să vin la Roma și o să predic. Perfect, a ajuns la Roma. Și după ce ajunge la Roma, Pavel are un proces. Și când are procesul la Roma, s-au așteptat să vină toți pocăiții. Cum foarte fain, mi-a plăcut extraordinar de mult pentru familia Furdui, ieri la Londra, 5.000 de români s-au adunat în fața ambasadei Germaniei să protesteze pentru un principiu. Statul n-are voie să ne ia copiii. Dar la Pavel nu a fost protest, nu a fost niciun marș. Pavel, apostolul neamurilor, s-a trezit la un moment dat, la primul proces, la primul termen, s-a trezit, zice Pavel lui Timotei, la întâiul meu răspuns de apărare, nu a fost nimeni lângă mine, toți m-au părăsit. Dar ce zice Pavel? Dar Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Dar Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Ucenicia înseamnă costuri? O să permiți o carte, apropo, toți trei, sugestivă pentru asta. Nu le-am spus la băieți ce o să predic, dar se potrivește extraordinar cu mesajul de astăzi. Ucenicie costisitoare. Ucenicie uneori poate să fie dureroasă, dar ucenicie este glorioasă. Pentru că veți avea parte de însoțirea lui Dumnezeu în fiecare zi, de prezența lui Dumnezeu în fiecare zi, necondiționată. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm în picioare. Pentru că vreau să îi aducem o rugăciune pe toți trei. Pe Bogdan, pe Cosmin, pe Amalia. Haideți să îi aducem într-o rugăciune toată biserica. Oamenii ăștia, dragii mei, am stat de vorbă cu ei. I-am cunoscut. Am putut să vedem evoluția lor, am putut să vedem pașii lor spre ucenicizare. Oamenii ăștia trebuie încurajați, pentru că au înțeles ce înseamnă să-L urmeze pe Hristos, cu toate riscurile, cu toate cerințele, dar și-au asumat public actul ăsta. E un act de credință. Știți? Noi avem două sărbători astăzi. Noi avem botez, și avem și cină. Și dragii mei, botezul înseamnă intrarea în trupul lui Hristos. Prin botez noi intrăm în trupul lui Hristos. Consfințim intrarea prin naștere din nou în trupul lui Hristos. Cina Domnului, știți ce face? Ne ajută să rămânem în trupul lui Hristos. Așa că e o dublă sărbătoare. Haideți să venim în rugăciune pentru oamenii ăștia. Sunt ucenicii lui Hristos. Și l-au asumat pe Hristos. Vreau să ne rugăm înaintea Domnului pentru ei.